cei ce îi soțesc. Vă mulțumim tuturor care sunteți aici. Mai așteptăm și pe alții, Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare, să ne ridicăm, vă rog frumos, așteptăm să intre și mireasa. Mulțumim Domnului pentru harul care l-am avut și l-avem să fim aici cu toți împreună la această sărbătoare. Haideți să rămânem în poziția aceasta și invit aici pe fratele Dan Melinte să vă dau microfonul și să cereți ajutorul Domnului pentru toată lucrarea din ziua de astăzi, pentru tot ceea ce se va face aici, vrem totul să fie pentru slava Domnului. Doamne, te binecuvântăm pe Tine și te cinstim pe Tine, Doamne, de bunătatea Ta, de dragostea Ta, de Tată, care îți urezi față de noi, Doamne. Și în dimineața aceasta, Doamne, îți mulțumim că ne-ai păzit până aici să ajungem cu bine, Doamne. Și pe Cristi și pe Jenny, binecuvintează-i Tu, Iisuse, în călătoria lor, Doamne, care încep astăzi, Doamne. Întărește-le casa lor, Doamne, viața lor în Tine, Doamne, să Te slujească pe Tine, să Te iubească pe Tine, Doamne. Și noi ca familie, Doamne, să-i sprijinim în dragoste și să învățăm adevărul Tău, Doamne, care ne face slobozi de zi, Iisuse. Te cinstim pe Tine și pentru dimineața aceasta, Doamne, și cuvântul Tău, Doamne, și noi să stăm în ascultare, Doamne. Și noi îți mulțumim în toate, Doamne, și Te cinstim pe Tine. Slavă Ție, îți mulțumim. Amin. Rămânem pe picioare și aș dori să citim un text pentru ziua de astăzi, pentru evenimentul acesta de căsătorie a lui Cristi și a lui Jenny. Puțin emoționați, începând de la mine, dar sperăm să ne revenim în timp. Haideți să citim de la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 15, câteva versete.
Coloseni 3:15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, și de astăzi înainte sora Ginii, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, și de azi înainte Cristi, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă spunem un bun venit în dimineața aceasta la Biserica Hosanna în Royal Oak, lângă Detroit. Și mulțumim Domnului, așa cum am spus, pentru harul care l-am avut să fim în pace și să ajungem aici în pace. Domnul să binecuvinteze toată lucrarea aceasta. Ne bucurăm să fim aici, rude, prieteni, de departe, de aproape, să încununăm sărbătoarea aceasta. Doresc să prezint Mirii. Mirele este Cristi Cimuca și, așa cum ați văzut, a fost însoțit de mama lui, sora Victorița Cimuca. O parte din familie sunt aici, dintr-o familie numeroasă de 12 copii. Tatăl lipsește. Fratele Vasile Cimuca a plecat în veșnicie în anul 2010. Cristi avea doar 12 ani. Dar mulțumim Domnului că El a fost purtătorul de grijă al orfanului și al văduvei și cuvântul Lui se împlinește. Mireasa, Jenny din familia Melinte, a fost însoțită, așa cum ați văzut, de mama ei. De obicei, tata aduce mireasa, dar tatălui Jenny a plecat în veșnicie anul acesta, în 2020, în aprilie. Sunt aici doi tineri, un mire, o mireasă, copii orfani, dar eu cred că din toată inima voi vă încredeți în Dumnezeu pentru toată viața voastră. Vă primim cu bucurie și ne uităm la voi și toate privirile sunt îndreptate astăzi spre voi și vrem să ne simțim bine, să avem părtășie, să ascultăm cuvântul Domnului, vrem toate să se facă pentru gloria Domnului. Sunteți înconjurați aici de rude, chiar și din California de departe. Și aș vrea să salutăm pe cei ce ne urmăresc online, în special pe cei din Bistrița, verișorii din Austria, verișorii din Spania, Domnul să vă binecuvinteze. Și o surpriză, Cristi, știu că cineva este în fața ecranului în România, un prieten al tău, fratele Ruben Piu din Suceava, a zis că vrea să-ți vadă nunta. Ruben, dacă ești acolo, te salutăm în numele Domnului și Biserica Hosanna te așteaptă să vină apoi împreună cu soția ta să ne mai vizitați. Iubiților, aș dori să dăm curs lucrării, timpul zboară. În primul rând vom avea brass band, fanfara care va lăuda pe Domnul, apoi fetele din familia Burcușel și apoi Isaac, Joshua, Lois. Și ne pregătim după aceste puncte să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Cristi Buia în limba engleză. Thank you.
Domnul să vă binecuvinteze. Până fetele vin, am uitat să amintesc că Cristi vine din Arkansas, familia lui e acolo în Arkansas, pentru câțiva ani a locuit și locuiește aici la Detroit. Acum, de la care biserică să-l prezint că vine? Eu zic că vine de la Biserica Hosanna. A fost o perioadă cu noi, dar de când a găsit-o pe Jenny, ne-a cam părăsit și a fost alăturea de ea la Biserica Bethesda. Biserica Bethesda e aici, fratele Simi Timbuk, vă mulțumim în numele Domnului pentru că împreună putem să facem lucrarea aceasta în dimineața aceasta. Mitia să ia împotopită cu rochiță albă, sărucin de frumusețe, ia în pat putem o salbă. Nu-i nici una dintre fete mai frumoasă ca mireasă. Mirea lui e destinată ca să fie a lui aliasă. E frumoasă, parfumată și gingașă ca un crin. Ea e doar o dată în viață, iar momentul e sublim. Doamne, dă-ne haină albă tuturor din adunare. Toți să fim a ta mireasă și să fim la sărbătoare. Amin! Am auzit că mireasa e cea mai frumoasă astăzi și numai astăzi e ziua voastră cea mai frumoasă, cea mai fericită zi din viața voastră. Ne bucurăm pentru voi și uite și copilașii acestea vă iubesc din toată inima și vor să cânte pentru gloria Domnului și pentru nunta voastră. Christy and Jenny, we decided not just Isaac, Josh, Lois, and David to sing, but all of the cousins' children now. So God has blessed our family. We're growing. We didn't know what to call them. The Booyah cousins, because it's not Booyah anymore. But the Booyah cousins' children, so we've been blessed. The Booyahs include the Dochis and the Chimukas and the Gushets and so many other families that have been part of this blessed family. So let's continue now. We're going to sing the song, Lord, Let Your Light Shine Down. Psalm 80 verse 3 says, Restore us, O God. Let your face shine down on us that we may be saved. God bless you both. First Corinthians 13. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Light of your face.
let your light shine on us. Lord, lend your grace, grace from your hand. Come over us. Lord, lend your grace, grace from your hand. Come over us, that we may be saved, that we may have life to find our way in the darkest. Love with no end, come over us. Lord, let your love, love with no end, come over us. That we may be saved, that we shine on us. Urmează fratele Cristi cu ajutorul Domnului. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, who has blessed us this day with such a beautiful and amazing morning. It's not 12 o'clock yet, so it's still the morning. It's not the afternoon. And Chris and Jenny, I look at you guys, beautiful, happy, eager to start on this path of marriage. And I am extremely honored to be able to say at least a few things for you to build, to help, to try to get your marriage off on an even better foot than just love, than just emotion, than just attraction, to get it on the best foundation possible. Now, Chris, when you called me, you said, hey, can you speak at my wedding? Not only was I honored, but I was like, bro, you know I got to talk for like 45 minutes to an hour, right? Like, you've been at Hosanna, right? But that's not going to happen this morning. I promise you it'll be short, and I only have one point. Maybe you could decipher it as two and maybe three, but I'll try to stick to one point. Because everyone here, I'm sure I can say with the utmost certainty that everyone that's here loves you guys, cares for you guys, prays for you guys, fasts for you guys. Your parents loved you so much and still do. And I just want to say that I pray that if anything that I say for the rest of the time on the sermon you guys don't understand, I want you to know that you're family. And we love you no matter what. Whether you decide to be here, Arkansas, Alaska, I know Chris likes to go hunting, and right? So wherever you guys decide to go, we'll always love you. And I know that, you know, Chris, we just got you plugged into this guy's Bible study, and then you just get married and then leave us. There's a lot of veteran guys from old Bible studies here, and they're married. So guys, if you want to get married, Bible studies on Saturdays. It works.
We have an affinity for awesome designer glasses, beards, you know. I don't know if Jenny made you trim it or not, but my wife asked me to, and, you know, I didn't listen. So let's get into what I really want to talk about for you guys. It's going to be simple, and Chris, I'm sure maybe you've heard it. I don't, you know, the Bible studies kind of get blurred all into one. But I don't know if you've heard me say, but I'm going to say it again, is that the Word of God, the Bible's instruction on marriage, can take any two people from any place in the world, from any time, from any culture, and put them together. And if they both obey and submit to the teaching that God has for marriage, it is promised that they will have a good and complete marriage. Now, some of us have said, well, Chris, so you're telling me that non-Christians, atheists, Muslim, Buddhists, you know, they can have good marriages? No, they can, and I'm sure there are many that do. But the key word here is not just good, complete. And Chris and Jenny, without Jesus, without the instruction from the scripture on how to be a husband and a wife, your marriage will never be complete. There will always be something lacking. But if we follow what Christ has for us, it will be both blessed and good and complete. Because I don't desire for you a big house, even though that's a nice thing. I don't desire for you lots of money or fame and fortune, even though, you know, we strive for those things and we work for those things, and that's good. But that's not what I'm here to pray to God for. And your family's not here to come in and intercede in prayer of blessing on your behalf for those things. No, it's that you have a marriage that is blessed by God. And whatever that looks like, in sickness or in health, whether you're wealthy, rich, or you live with your parents. Either way, the most important thing is that God is present and there to bless your marriage. Amen? You know, our uncles are very wise. Uncle Grigore told me, and he says a lot of times, and I don't know if you've heard it either, that Christos in centru is the solution to all things. And for our American brothers and sisters, that's Christ-centered, or Christ in central position, is the solution to all things. Is the solution to a difficult world or difficult people or problems that might arise. A Christ-centered lifestyle. And for me, I thought, yeah, okay, Unkyu, I get it. You know, that we're Christians. We understand that. But lately, I've been reading and seeing sermons and studying, and his words are coming and ringing in my ears, that is becoming so important. Because I know we say it's a given that Christ, or that the Christian community, lives a Christ-centered life, but you guys, it's not just our theology, it's not just my doctrine, it's not just what I believe that has to be Christ-centered, no, but the way in which I live out my life every day with the people that God has put in my life needs to be Christ-centered. My parents, the way I treat them, obviously, today we're talking about marriage, my spouse, and later, if the Lord so chooses to bless you with children, how you treat them. You see, putting what we believe into practice is the most difficult thing of a Christian. Can I get an amen? Yeah, none of you guys agree, but it's true. And so this idea and this understanding of putting Christ at the center of your marriage is so important. And I don't want it to be doctrine. I don't want it to be theology. I want it to be practical in your lives. You see, in Matthew chapter 19, Jesus says the following. Jesus answered and said, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And said, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. And the two shall become one flesh." So they are no longer two, but one flesh. And then he summarizes it with this phrase, "Whatever therefore God has joined together, let no man separate." Amen. You see, what Jesus is speaking here is what we Christians like to call covenantal language. You see, marriage,
many people treat it in two different ways. It's a contract, meaning I got to get as much as I can out of it, and I'll do my part, and if I don't, then it ends. Some people even take care of the end of their marriage before they get married with prenuptial agreements and stuff like that. So if we look to the world on how it is to be married, it's not a good thing. But if we look at Christ's words, at his covenantal language, you see that what God therefore has joined together, and we are praying and we believe that God has joined you, Chris and Jenny, together. Let no man separate. This covenantal language says this. What's the difference between a contract and a covenant, Chris? Because sometimes we use these words interchange. I want you guys to understand with all seriousness what you're getting into. It's not a contract. A contract is an agreement between parties, but a covenant is a pledge between two people. A contract is an agreement that you can break, but a covenant is a perpetual promise. You seal a covenant while you sign a contract. A contract is mutually beneficial to the relationship, while a covenant is something that no matter what, you fulfill. You see, God has this relationship towards his creation in covenants. We see it with people, we see it with families, we see it with nations. For we see in the Bible that every tribe and every nation and every tongue will confess that Jesus is Lord. That's a contract language. We see that even with you guys, you have already done a contract with Christ the Lord before you stepped up here. You stood in a baptismal water and you proclaimed to the world out publicly that Jesus is the most important thing in your life. That you are now dead to your own desires and your own dreams, and whatever Christ and whatever Jesus has on the agenda, that is what you'll do. And that is a covenant that you made with God, not a contract. Because when you falter in those things, when your desires take over rather than God's desires, he doesn't break the contract and say, no, you're no longer baptized with me. You're no longer mine. He doesn't do that. And so we look at this covenantal language, which is throughout the entire scriptures. And so today I want to talk about, to have a Christ-centered marriage is to have God's covenant between you two in your lives. We see it with Abraham in Genesis chapter 15. We see it with the sacrifice on the cross in Matthew chapter 27. The reason that I bring up doctrine in scripture is because it is so important to understand who God is and what he has done for us, because it impacts every individual action and every minute detail in our lives, not just on Sundays. It'll impact you every decision you make, Chris and Jenny, every time you use money, every time you spend money, every time you say a compliment or a slight or whatever it is that you are in your life. If you understand God and what Christ has done for us, it should and it will impact everything in your life. You see, in 1 Corinthians chapter 1, it says that, and because of the Lord, you are now in Christ. This is you two right now. This is the Bible speaking about you. The fact that you have been redeemed from your sins. The fact that you realize that you cannot do enough good things. You cannot give enough money. You cannot do a million different chants and have God erase your sins. But what did you do? You turned to Christ, who did everything for you, who took your sins upon him and died for you. And in that, the Bible says at the second part of this verse, who, this is you, became to us wisdom from God, righteousness from God, sanctification from God, and redemption from God. You see, the beautiful thing about Christians and about you two is that when God looks upon you and in your life, because of the covenant that you have made with him, he doesn't see your sins, he doesn't see your blame, he doesn't see your shame. He sees Christ. He sees all the works and all the beauty that Christ did in your place, and therefore he sees you as holy, as clean, as acceptable, and as righteous. Amen? That is a Christian pillar, if you could ever stand on one, right there. My problem is, what do we do with that truth? You see, you're in a covenant with God individually. You're in a covenant with God now as a marriage, which means the principles apply the same.
Because God can look at a sinful man and a sinful woman and say, you are righteous because Jesus. Yet when it is up to us, when people sin against us, when people have problems against us, when our spouses maybe don't do the right thing, when you're angered, we don't use that same lens that God the Father does. We don't say, yeah, she messed up. Yes, he messed up. But because God sees them as righteous through the sacrifice of Jesus Christ, I need to also perceive her through that same sacrifice. That's big. That blew my mind. I rewinded the sermon like 10 times when I heard that. Because I couldn't understand the grasp of what our uncles said. Christ-centered living. When you live like Christ, that means that your doctrine doesn't just apply between you and God, but also between you and people. Also between you and your spouse. Also between you and your children. For us, there's no other way to love God and people the same way. And so the way God looks at you is very important. Because if you understand that, you now know how to look at your spouse when they inevitably fail. You know, it's at a wedding and you have to be happy and cheerful and peppy and all this stuff. But people who are married listening to this sermon now know and understand that it's not just all roses and bonbons. It's not just Netflix and chill all day. You actually have to go out and make money, and you have to go out and spend money, and you got to hide credit cards or not hide credit cards, right? So there's this whole process, and marriage is work. But the beautiful thing about marriage is that when we bring in Christ's grace that he gave you on that cross that you should give to your wife and you should give to your husband every day, grace. That way we're not hypocrites. Where God extends us grace and looks past our sins due to Christ's sacrifice, but then we extend to our spouses and to our children, no, you performed horribly last week, yesterday, whatever, you didn't do what I wanted, and therefore my grace no longer applies to you. That's not covenant. That's a contract. You see, performance-based response to love is no love at all. It's contract love. Meaning that, you know, if Tom Brady scores 10 touchdowns or throws 50 touchdown passes, gets to the Super Bowl, he gets more and more money based on that contract. And then if someone clips his knees and he's out for the year, then there's parts of that contract where he'll get less and less money. So how he performs is his reward. And many of us have false theology and doctrine in our lives where we say how we perform and how many times we tithe or give action to God is how he blesses us. But that's not the case. That's never the case. Covenant doesn't matter on how good or how bad you are. Covenant depends on how good God is. And knowing how good God is makes us more in love with him. And knowing how good God is makes us more in love with our spouse. You see, when we do covenants with the Lord, we're not in the picture. When Abraham did a covenant with the Lord made him go to sleep so that he wasn't part of it. So that we can't say, you have to hold your part of the bargain. God said, we're not going to put you and involve man or you in this covenant because you'll ruin it. And he does that when you were in the baptism. How? I'm going to die to self, and when I come back, I'm Christ. You died in that baptismal tank. You were gone, and now it's just God. And in your marriage, you have to put away self, individualism, and think about the greater, I don't want to say good, but the greater grace in which God has taught you how to live. You see, everyone loves to be in this honeymoon phase. And some people can make it 6 months. Some people don't make it a week. Some people make it 7 months, a year. Some people have done it for 50 years on that honeymoon stage. Let me explain to you what I believe is the stages in marriage. The honeymoon stage is when we truly understand and grasp how good God is for us, his grace towards us, and how we need to then show it to our spouses. Grace and mercy are two different things. Grace is, please don't spend so much money on the credit cards. And then she does, or he does. You know, he buys hunting equipment because, you know, right? So I don't want to just put just Jenny here. Chris can do it too. And then instead of just saying, I forgive you, you don't have to, you know, we're not going to argue, it's fine. That's mercy, that's not grace. Grace is, not only do I forgive you,
But let's go tomorrow to Cabela's or to Macy's and let's buy that thing that you really want. Not only did you not get in trouble for spending too much, now your spouse is saying, let's go spend some more. Now that's an example. That's not a law. That's not a rule. I'm trying to get across what grace is. Grace is so much greater than mercy. Because the problem is with grace, we're in that honeymoon stage where if he or she or if anyone messes up, you are reminded of the grace of God, the mercies of God, the righteousness in which God puts upon you because of Jesus, and grace should be your only response. So that when he does mess up, or that when she does mess up, you look to Christ as an example of how to forgive and how to love. Not the world, not Netflix, not psychiatrists, not romantic comedies. You look at the scriptures and how Jesus loved and died for you. Chris, you must love and die for Jenny. For the Bible gives us explicit examples. Now, I want to go back to the whole how do you stay in the honeymoon phase, because everyone's on pins and needles for that. That phase is however long you decide. You decide. Chris, you decide. And Jenny, you decide. Not based on what they do. Not based on what your spouse does. Not based on what your parents do or your children do. Based on what you in your life decide, I will always exhibit grace, no matter what. Even if her performance says you shouldn't. Just like my performance and your performance says, God shouldn't give us grace either. But he decides to love us even when we were sinners. You will decide to be in this honeymoon phase for as long as you decide that even though my husband or my wife sinned against me, or sinned against God, sinned in some way, I will love them the way Christ loved them. And that is the honeymoon phase. The problem is that moves, whether it's years, months, days, into the mercy phase. Not grace, mercy. And you're out of the honeymoon phase then. It just, he did a prostia, he did something bad, she did something bad. Okay. There's no response to it. There's no grace applied to it. They're just, okay, you're not in trouble. And that's a dangerous thing. Because then mercy turns into silence. And then silence turns into hatred. And then hatred turns into suffering. And so that is why God designed the marriage covenant. He knew so well that Chris, you're going to fail as a husband. He knew so well that Jenny, you're going to fail as a wife. But he knows that even though there's failure in this covenant, he will always be there to fulfill the promise of taking care of you, both as a family and as a couple. The grace of God, Christ-centered living, is so important. It blew my mind. And I'm hoping that it blows your mind as well. To understand that if you ever want to know, how do I treat my spouse? Look to Christ. How do I love my spouse? Look to Christ. I know our parents are good people. I know our parents and our uncles and our friends and our pastors and all these other people, they're good, and you should take wise counsel from them, but they're not the final word. Sorry, parents. The Bible is the final word. Christ, his sacrifice, his grace. Nothing that has to do with the performing of your spouse, because Christ has done it all for both of you. And Christ, if you obey and you submit to his teachings, will promise you a marriage, whether it's long or short, blessed, good, and complete. I love you guys. God bless you. Thank you very much, Brother Chris. I'm sure you will not remember all these things tomorrow or the next few days. But the good things today, we can press the rewind button. And you can hear all this later on and try to put those in your life. Let's stand up. Let's stand up for at least a minute. It's about a little time to change our position a little bit, to relax a little bit. I know we're stressful in the beginning, even myself, because, you know, we try to do everything the best we can, but some mistakes are coming, but thank God everything went fine, no? Lemio amintita iciac sunt copiii verișorilor și pentru cine nu ne cunoaște, deci familia Cristi este nepotul nostru al familiei Buia, sora Victorița Cimuca, numele ei de fată este Buia, ea este sora noastră.
Cu durere spunem că lipsește fratele Vasile, un om al lui Dumnezeu, un om care a terminat seminarul teologic, a slujit în județul Bistrița-Năsăud, în jur de 10-12 biserici, un om care a pus efort pentru lucrarea Domnului. S-ar fi bucurat poate să vă vadă pe toți căsătoriți, dar Domnul l-a chemat acasă mai devreme. Mulțumim Domnului, așa cum am spus, că El este apărătorul, ajutorul orfanului, al văduvei și aceasta se vede și chiar în ziua de astăzi. Anna, come here, you're going to play the piano. După aia urmează verișorii cu un cântec sau o cântare și apoi mulțumim Domnului pentru fratele Simi Timbuk, care e cu noi, să se pregătească și să împărtășească cu noi din cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să ocupați locurile, vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze. Thank you.
Să zic pe românește, să vede că ești măiereancă, tu te tragi din maierul și mama și tata. So, cred că o să curajul tău de a cânta o să urmeze curajul lui străbunica ta, Maria Buia. Până vin verișorii, poate vă întrebați cum de familia Cimuca a ajuns la Arkansas, că noi toți, frații Buia, am ajuns în Detroit și ne-am blocat aici, n-am mai plecat nicăieri. Fratele Vasile Cimuca a fost chemat să fie păstor la biserica din Hot Spring, Arkansas, și așa s-a întâmplat că ei s-au mutat acolo și nu-i mai putem aduce înapoi la Detroit, s-au blocat și ei acolo. După verișori, Domnul să binecuvinteze, așa cum a spus pe fratele Simi, și să-l însoțească în vestirea cuvântului. Chris and Jenny were about to recite the Aaronic blessing, and I need everybody, I mean everybody here, to say amen after I say the words Christy and Jenny. The Lord spoke to Moses, and he said, say unto Aaron and his sons, thus shall you bless the people of Israel, the children of Israel. We are God's children, and if you read Romans, we are actually Abraham's children by faith. And you shall say to them, the Lord bless you and keep you, Christy and Jenny. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you, Christy and Jenny. Amen. The Lord lift up his countenance upon you and give you both peace, Christy and Jenny. Amen. So shall they put my name, the name of Yahweh, of Jehovah, the name of Jesus Christ on you, and you shall be blessed. Amen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you. And keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn his face toward you, and give you peace. He is for you, he is for you, he is for you.
is for you, he is for you, he is for you, he is for you, he is for you. Cristi și Jenny, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. O zi frumoasă, o zi specială, care va rămâne în calendarul vieții voastre, așa cum zile de felul acesta au rămas în calendarul vieții fiecăruia dintre noi care am trecut pe aici. Înainte de a spune câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, ar dori să mai citesc din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete din prima carte a Bibliei, Cartea Genesa. E o narațiune mai lungă, am să citesc doar partea de final, din Genesa, capitolul 24, este acea povestire, relatare, cum Avram s-a gândit pentru fiul lui Isaac să găsească o soție, l-a trimis pe Eleazar, robul lui, și el a mers în casa părintească, familia de origine, și acolo a găsit pe tânăra care urma să devină soția lui Isaac. Isaac rămâne acasă și de la versetul 63 ni se spune: într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii. A văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului Eleazar: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat marama și s-a acoperit.
robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Cristi și Jenny, așa cum fratele Aurel spunea mai devreme, cel puțin două persoane ar fi dorit să fie alături de voi și sunt sigur că și voi ați fi dorit lucrul acesta din toată inima. Fratele Vasile Cimuca, am fost colegi 4 ani la București, am împărtășit multe lucruri împreună, așa am cunoscut pe sora Victorița, familia, am fost la binecuvântare la unul dintre frații tăi, nu mai țin minte la care, atunci am mers prima dată, cred că nu, prima dată ca și student la seminar, la Maieru, pentru că la Maieru soția, părinții ei aveau prieteni și mergeau acolo, știu că am mers la adunare, apoi în aceeași duminică au fost 2 binecuvântări de copii, una în familia Cimuca și una în familia fratelui Aurel și a sorei Felicia. Sau voi știți care au fost copiii respectivi. Prin 85 sau 86, nu mai țin minte exact, cam așa ceva. Și de atunci a rămas în inima mea familia Cimuca, apoi familia Buia, venind aici la Detroit. Pe fratele Ionică l-am întâlnit, deci l-am întâlnit pe fratele Aurel, fratele Grigore, apoi fratele Ionică a venit într-o vizită în România, cred că prin 86, dacă nu greșesc. Și atunci l-am întâlnit prima dată. Vasile mi-a fost prieten apropiat și doar ce venisem de misiune din Africa în luna august anului 2010, când Dumnezeu a ales să-l cheme acasă. Știu că serviciul de mormântare a fost de 28 august, pentru că știu că am folosit un text din Sfânta Scriptură și am împărtășit cu Cristi și doresc acest pasaj să rămână în continuare cu voi. Romani 8 cu 28, fiind august luna 8-a, în ziua de 28. Astăzi e ziua de 15, dacă era bunica ta Maria aici, o sărbătoream, că România azi e o mare sărbătoare legată de Maria, sau cele care vă numiți Maria, Domnul să vă binecuvinteze. Nu știu dacă e Maria mică sau Maria mare, adică e nașterea sau adormirea Maicii Domnului. De asemenea, pe fratele Paul l-am întâlnit aici, în Detroit, am avut părtășii cu dânsul, Domnul i-a dat harul și nouă de asemenea ca anul trecut să încheie legământ cu Domnul în apa botezului, chiar la lac, și pe dânsul Domnul l-a chemat acasă în primăvara acestui an, în luna aprilie. Astfel, având în vedere această situație, am privit în cuvântul lui Dumnezeu și am ales acest pasaj din cartea Geneza, capitolul 24, din care să împărtășesc câteva gânduri pentru voi și pentru noi toți. Căsătoria voastră, așa cum este fiecare căsătorie și dacă Domnul ne ține cu viață, mâine soția aniversează 39 de ani de căsătorie și eu pe lângă ea. Sau împreună vom aniversa încă 3 în față. Să îi mulțumim lui Dumnezeu de purtarea lui de grijă care a arătat-o față de noi. Și ea a intrat într-o familie mare, numeroasă, așa ca tu, Jenny, astăzi. Eu eram și am rămas primul născut din 16 copii.
tu geni într-o familie și ai văzut aici verișor și deja the second generation, nici nu știi cum să-i numești, nu? Verișor din verișor. O familie numeroasă. Este o mare transformare. Tu ai crescut singură cu mama, sora Genova, de asemenea tu, Cristi, cu sora Victorița în ultimii ani, anii formării tale ca adult, ca bărbat. Ambii ați încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și astăzi intrați în acest legământ de căsătorie. Căsătoria, am citit aici despre mângâiere și mă duc din spate spre în față, începe cu o pierdere. Începe cu o pierdere. Așa spune în cartea Genesa, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Va lăsa, va părăsi. O pierdere, într-un fel, o pierdere. Se schimbă relația, se schimbă prioritatea relației. Și Isaac, dacă citiți doar în capitolul precedent, Genesa 23, pierduse pe mama sa. Este adevărat că avea 40 de ani când s-a căsătorit, puțin mai în vârstă decât voi, dar se pare că fusese atașat de mama sa, de Biblia și Duhul lui Dumnezeu, se simte obligat să menționeze, a fost mângâiat pentru pierderea mamei sale. Deci probabil că încă era perioada de doliu, am putea să spunem noi. Astfel mă rog, și acesta este primul gând, ca voi intrând în această relație împreună să fiți o mângâiere unul pentru celălalt. Să fiți o îmbărbătare, să fiți o încurajare unul pentru celălalt. Căsătoria începe cu pierdere și începe nu doar cu pierderea aceasta care spune Scriptura, dar de asemenea chiar prieteni care sunteți aici, și am înțeles că ne urmărește și pe internet din România, un prieten al tău apropiat, oricât ar fi de apropiat, să nu te superi, dar Jenny va fi mai apropiată. Sau prieteni care sunteți aici de vânătoare sau de pescuit sau de știu eu ce alte hobby-uri, Cristi, astea trebuie să le pui secundar, știi, e o pierdere acest lucru. E o pierdere a independenței tinerilor. Mă căsătoresc ca să nu mă mai urmărească mama și tata, să nu mă întrebe de unde vin și când vin. Atenție, ei te urmăresc cum te urmăresc, dar dacă intri în căsătorie, vezi tu urmărire după aceea. Cristi, ai trăit cam independent aici pe la Detroit, nu? Mama la Arkansas, la Hot Springs. Unde ești, Cristi? Aici. Acum poți să spui oriunde ești, că telefonul lucrează oriunde. Nu era ca și mai demult când trebuia să stai acolo lângă perete. Aici îți mamă, că numai de aici pot vorbi. Nu? Pierzi independența aceasta. Jenny, de asemenea, și tu pierzi din independența pe care ai avut-o. Fiecare dintre noi, că recunoaștem sau nu recunoaștem, sunt unii care se mai luptă, se mai frământă. De ce? Trebuie să mă duc acolo, e prietenul meu. Nu, dacă vrei să ai o viață de căsătorie fericită, plăcută și binecuvântată, trebuie să accepți aceasta. E o realitate. Pentru că în căsătorie și căsătoria, în primul rând, este o relație. Este o relație și relația sănătoasă este între naturile de același fel. Și o să vedeți de ce spun lucrul acesta. Sunt între ceea ce au aceeași natură. Aceea e relație sănătoasă, pentru că sunt foarte multe relații nesănătoase astăzi. Relația înseamnă și atașament față de cineva, nu față de ceva, ci față de cineva. Noi de aceea putem să fim în relație cu Dumnezeu, că suntem creați după chipul lui Dumnezeu și prin Domnul Iisus Hristos, El este și om și Dumnezeu în același timp și putem să fim în relație cu El și să ne raportăm la El și El să se raporteze la noi. Astfel, relația, căsătoria este o relație cu cineva care are aceeași natură, deci două ființe umane.
În același timp, din punct de vedere biblic, ele au aceeași natură, dar ca și gen sunt diferite, sau sex, că mai tinerii mai ușor înțeles dacă folosesc termenul ăsta. Pentru că astăzi, de asemenea, este ceea ce se numește identitatea de gen, știți, care nu este biologică, ci ce are mintea lui. Dacă mintea lui e bolnavă și se crede pisică, asta este pisică. Sau dacă crede că știu eu cine, asta nu. Deci este o relație între aceeași, de aceeași natură. De aceea oamenii, din nefericire, intră în relații nesănătoase. Intră în relații nesănătoase cu mașina. I love my car. Și la soție spune, I like my wife. I like my husband. But I love my dress. You know, I love my poșeta. No, aceea nu e relație sănătoasă. I love my dog. I love my cat. But I like my husband. Or I like my wife. No. You like your dog, it's all right. But you love your husband. Or you love your wife. Pentru că acolo este relația de aceeași natură. Când am învățat limba engleză, de asemenea, e British English. Sau eu când vorbesc în engleză, spun excuse my Romanian British and finally American English. Am învățat că la pisică și la câine se spune it. Dar aici am văzut că îi spune he, she și mai știu eu ce zi. Deci voi intrați într-o relație și voi aveți aceeași natură, sunteți persoane. O relație care conduce apoi la respect. Al doilea element, și va fi cu literarul ca să vă vină mai ușor să țineți minte, conduce la respect, o relație. O relație care e bazată pe respect. Vă respectați unul pe celălalt, vă onorați unul pe celălalt. Într-o lume atât de confuză astăzi, când toate sunt date peste cap, sunt răsturnate valorile, se observă că oamenii își respectă mai mult, știu eu, un obiect decât se respectă unul pe celălalt. Voi vă încurajez să vă respectați. Și dacă vă spuneți nicknames, it's all right, no? Honey, hubby, I don't know what kind of other... Dar toate să fie cu respect, să îmbrace în acea natură de respect pentru a vă ridica unul pe celălalt. Că Biblia spune că e bine să fie doi, că în caz că unul cade, celălalt îl ridică. Să vă ridicați unul pe celălalt. Voi pierdeți, am spus mai devreme, câteva lucruri, sunt mult mai multe, o să vedeți voi. Dar o să fie bine. Și astfel vă recompensați unul pe celălalt cu respectul care vi-l acordați unul celuilalt. Nu folosiți niciodată cuvinte de jignire unul adresa celuilalt. Niciodată cuvinte prin care să vă apăsați unul pe celălalt. Nu vă comparați negativ unul pe celălalt, gen pe Cristi cu alți bărbați, că-s mai descurcăreți, mai mulți bani, zone mai bune sau știu eu ce alte lucruri. Sau tu, Cristi, pe Jenny, oh, ce face și nu. Totdeauna când ajunge să vă comparați, că se mai întâmplă, așa cum spune în cartea Proverbe 31, și textul ăsta l-am avut la nunta noastră, Proverbe 31, și așa de mult m-am bucurat că am zis că în căsătorie eu nu o să mai fac nimic, pentru că ea le face pe toate. Așa spune Proverbe 31, ea leargă, ea se gândește, ea cumpără, ea vinde, ea... el știe numai ce face. Zice, multe fete, nu, sunt frumoase, da, dar tu le întrești pe toate. Cristi, dacă îi spui asta lui Jenny, Jenny, adevărat, a văzut multe alte fete, alte femei, dar tu le întrești pe toate. Ești cea mai frumoasă, cea mai drăguță, cea mai iubită, cea mai plăcută. Și într-adevăr, pentru tine nu trebuie să fie nimeni, nicio altă tânără sau femeie, mai plăcută, mai frumoasă, mai drăguță decât Jenny. Să vă respectați unul pe celălalt. One of the first needs of a husband is respect. In the scripture is also used the word submit. But respect.
să vă respectați unul pe celălalt. Apoi, în căsătorie, de asemenea, vedem aici la Isaac, este și e nevoie de reflecție. Zice că Isaac a ieșit pe câmp să cugete, să reflecteze, to reflect. Și mulți prin căsătorie devin filozofi. Ei, reflectă, doar reflectă. Și Biblia ne învață și, vă spuneam mai devreme, your cousin that a Christ-centered life, Christ-centered family is to put the word of God also in center, to be the foundation you built upon. So reflect on the word of God. Reflect. Reflectați la cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 1, cugetă la legea Domnului. Chiar zi și noapte spune. Deci nu înseamnă să fii filozof în adevăratul sens al cuvântului, că numai să tot te gândești, nu? Dar când mintea nu e preocupată de ceva, reflectă. Reflectă în special asupra cuvântului lui Dumnezeu. Citiți cuvântul, citiți-l împreună, citiți-l personal. Acum poți să-l și asculți la telefon, la știu atâtea alte device-uri care le avem. Ascultați-le și apoi reflectați asupra lui, cugetați asupra lui. Spune Psalmul 119, sunt mai înțelept decât învățătorii mei. De ce? Că eu cuget la legea ta, reflect, reflectați. Nu fiți impulsivi, chiar dacă trebuie să luați o decizie. Diavolul ne împinge să ne grăbim, to be in a hurry. Dumnezeu nu împinge. Doar dacă să ardă sau să cadă, atunci răzmul. Altfel, cugetați. Faceți lucrurile reflectând la ceea ce este cel mai bine. Reflecția de asemenea se îmbină cu rugăciunea. Cu rugăciunea. De fapt, rugăciunea este și o stare de reflecție în același timp. Sufletul se deschide înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu. Ea adâncește relația. Și vorbeam de relație la început, unul cu celălalt, dar e relația cu Dumnezeu. Și din relația cu Dumnezeu crește relația voastră. Se devine mai puternică relația voastră, devine mai rezistentă relația voastră. So, pentru relația cu Dumnezeu este reflecție, este rugăciune și în felul acesta se dezvoltă relația voastră. Dumnezeu în centru nu înseamnă că celălalt este secundar, pentru că Dumnezeu ne încurajează să-L punem pe celălalt în centru. La soție îl încurajează să-L pună pe soț în centru și pe soț îl încurajează să pună pe soție în centru. Sau să nu fiți geloși pe Dumnezeu. Apoi, în viața de căsătorie, care este o relație de respect, cu reflecție și rugăciune, o altă calitate care e necesară e răbdare. Răbdare. Trăim într-o lume care e atât de multă viteză. Printre nenorocirile care le-a dus acest virus, pentru că a adus nenorociri, oamenii au murit, s-au îmbolnăvit, unii dintre noi am simțit efectul lui, umbra lui, așa că ne-a atins. Însă a adus ceva în același timp și dacă am fi cu luarea minte, ar fi un lucru foarte bun, a adus în noi această stare de a putea să dezvoltăm și reflecția, și rugăciunea, și răbdarea. Și răbdarea. Înainte, copiii la școală, soțul într-o parte, soția în alta, acum când i-au dus sau trebuie să stea împreună, parcă s-au descoperit unul pe celălalt, domnule, și parcă la unii nu le-a plăcut lucrul acesta. Că au descoperit lucruri care nu știau că există, alții s-au bucurat. De ce e nevoie de răbdare? Aveți răbdare unul cu celălalt. Mai ieșim din când în când cu soția la așa să ne mișcăm un pic, să nu ruginim mai ales eu. Eu fac doi pași, ea trebuie să facă trei, ca să păstrăm cadența. Sau e nevoie ca să mergeți în cadență, să
fiți în același timing, să aveți răbdare unul cu celălalt, să vă îngăduiți unul pe celălalt, dacă pot să folosesc o altă expresie. Și apoi nu uitați că în urma acestor lucruri vine rodirea. Isaac spune în capitolul 25, vreau să spun versetul ăsta mai devreme, îl spun acum, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa. Îl s-a rugat. Rugăciunea este importantă. Rugați-vă unul pentru celălalt. Isaac și-a ridicat ochii. Rebeca zice și-a ridicat ochii. Această ridicare a lor a fost fizică. Voi ridicați-vă ochii spre Domnul. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Sau ridicați-vă ochii, nu umblați cu capul plecat. Că omul cu capul plecat, spune un proverb indian, el caută paie și a zice că ăla nu-i om, e găină. Găina umblă după paie. Antropos, om, bărbat, în limba greacă înseamnă privitor în sus. Priviți la Dumnezeu. Și apoi vine rodirea. Dacă citiți la Isaac, l-am luat ca exemplu în dimineața aceasta, spune că într-un an de 100 de ore a rodit. De 100 de ore a rodit. Inima bună, inima bună, spune Dumnezeu. Domnul Iisus spune că pământul al patrulea a dat 30, 60 și 100. Și nu e 100%, ci de 100 de ore. Adică un bob a dat de 100 de ori mai mult. Fiind în felul acesta foarte pe scurt, voi veți rodi. Veți rodi. Copii vor fi un rod, formarea și dezvoltarea voastră va fi un alt rod, prosperitatea va fi un alt rod, binecuvântarea altora va fi un alt rod și în final vine răsplătirea. Vine răsplătirea. Zice chiar în proverbe, răsplătiți-o pe femeia care se teme de Domnul. Răsplătiți-o pe femeia cinstită. Ea este un dar de la Domnul. Cristi privește la Jenny și spune, you are a gift from God. Și Jenny privește la Cristi and also tell him, you are a gift from God. Yes, you are. În fapt, am întrebat-o pe Jenny și închei cu asta, că mă uit și la ceas, așa, din când în când. Întrebări care se pun și imediat vine și fratele Aurel aici cu privire la ocazii de felul ăsta și am zis, de ce te căsătorești, Jenny? Și am dat seama că limba ei română e mai bună decât engleza mea, dar nu e chiar așa cum. Și zice, pentru că știu că e al meu. Zic, sigur că știu că e al tău, dar zic, de unde știi? Pentru că m-am rugat. Bun, atunci, dar totuși de ce te căsătorești? Ea n-a prins sensul atunci, să mă știe. Și a fost Cristi și deja așa ajutat-o. I tried in my English, my broken English. What do you marry? Oh, I love him. Oh, it's enough. It's enough because Jenny loves Cristi. And also Cristi, I asked Cristi too and he said, I love Jenny without any hesitation. I love with all my heart. So, intrați în această relație ca două persoane care iubiți unul pe celălalt mai mult decât vă iubiți câinii. Știu că aveți câini acasă. Okay? Îl iubești pe Cristi mai mult decât și pisică. Mai mult decât câine, mai mult decât pisică. Okay? Îl iubești pe Cristi. Adică nu-l superi pe Cristi din cauza câinelui. Știi? Dacă Cristi spune trebuie să mă duci, nu trebuie să duci câinii la plimbare. Deci și e o relație aici, nu? It's just an idea. Reflectați asupra Domnului, unul asupra celuilalt, rugați-vă, aveți răbdare, veți rodi și veți fi răsplătiți și Domnul să vă binecuvinteze. Vă iubim și ne bucurăm de voi. Amin. Frate Aurel? Începem momentul acesta solemn și binecuvântat pe care l-au așteptat și ei și noi și fratele Aurel. Și
Și până noi avem alături de marriage license, avem și se numește Marriage Covenant of Moral Purity. So, as we are preparing ourselves to go before God to receive His blessing in our marriage, we kept and set our mind and body apart for completely pure and holy. We had no sexual relationship before marriage. Now, when we go into our marriage covenant, we pledge before God to be faithful to each other, to have no extramarital sexual relationship, and to keep ourselves pure, mind and body, committed to each other, and both committed to God. We pledge to keep His standard of moral purity, to love each other according to the Holy Scripture, and to live daily a Christian life, and to love each other with godly, unconditional love. We pledge this to each other and to God for the rest of our life. Cristian Cimuca and Genevieve Melania Melinte. Poftiți aici, frate Simi, aproape și împreună vrem să facem lucrarea aceasta pentru gloria Domnului. Iubiților, ca și o concluzie la ceea ce s-a spus astăzi, aș vrea să mai citesc două versete, unul care l-am citit deja, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Și apoi Efeseni 5:2. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Nu știu dacă ați observat două cuvinte importante despre dragoste. La primul verset am citit, îmbrăcați-vă cu dragoste. V-ați îmbrăcat astăzi așa de frumos și cred că ați ales culorile cele mai plăcute pentru voi. Îmbrăcați-vă cu dragostea în viața voastră. Și versetul 2 a spus, trăiți în dragoste. Să îmbrăcați-vă cu dragostea și trăiți în dragostea. Cristi, o să spui, cum să trăiesc în dragoste, unchiu? Ai auzit pe, I think, Joshua, că o citit sau spus din Corinteni, capitolul 13. Mergi acolo și găsești cuvântul dragoste și tot ce face dragostea și ce nu face. Și Domnul să vă ajute să împliniți aceste cuvinte în viața voastră. Doar întrebările. Cristi, dragă, ești momentul cel mai frumos, cel mai solemn. M-am uitat la voi și toți ne-am uitat și mi s-a părut mireasa un pic cam serioasă în dimineața asta. Dar la cuvântul cel mai frumos, care fratele Simi a spus să spună, you are the gift from God, o zâmbit cel mai tare. Jenny, good job. For this word, you are a gift from God. Amen. And keep this word for the rest of your life. Cristi, aș vrea să te întreb dacă din dragoste te căsătorești cu sora Jenny astăzi. By love and only love, you take Jenny to be married with her. I do. Domnul să te binecuvinteze. God Amen. Bless you. And the second question is, sau a doua întrebare, până când vrei să închei legământul acesta de căsătorie cu sora Jenny? How long you want to stay married with Jenny? Until God calls me to him. Amen. God bless Amen. You. Jenny, it's your turn now. Te întreb dacă din dragoste curată, nesilită de nimeni, mergi în căsătorie cu Cristi. So that? Să spun în engleză. I told you something, right? Jenny, what motivates you to enter into the marital covenant with Christy? Love. Good enough. You love him. Do you promise before God, who said that he is a witness at your marriage, before your groom, mothers, and all of us, that you are going to keep this marital covenant for the rest of your life in sickness or in health, poor or rich, in
good times or bad times. Do you promise? Yes. May the Lord bless you, bless both of you to keep your covenant, loving one another, and you show your love, as 1 Corinthians 13 says, more than just a word or something that it's like butterflies, you know. Your love, you show it by your attitudes, by your action. And may the Lord be with you, and I know He will, because He promised it, and His face to shine upon you daily. Vă rog să ne ridicăm în picioare, mirii se pleacă pe genunchi și împreună cu fratele Simi vom cere binecuvântarea peste ei și vă rugăm și pe dumneavoastră să ne însoțiți în rugăciunea aceasta. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta în aceste momente, Doamne, de amiază, împreună cu Cristi și Jenny, Doamne, și îți mulțumim frumos pentru ei. Îți mulțumim, Doamne, că Tu i-ai binecuvântat, ai vegheat peste viața lor și peste ființa lor, în zile de bucurie, însorite, de asemenea și în zile cu nori, Doamne, și durere. Îți mulțumim că Tu le-ai purtat de grijă și ai sprijinit cu brațul Tău până aici, Doamne. Și înainte de încheierea acestui legământ de căsătorie, Tu i-ai binecuvântat ca fiecare în mod individual să intre în legământ cu Tine prin credință, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Tău! Îți mulțumesc, Doamne, Tată scump din ceruri, pentru familiile în care ei au crescut, Doamne, Tată, fratele Vasile și sora Victorița, Doamne, și în mod deosebit îți mulțumesc astăzi pentru sora Victorița, Doamne, pe care Tu ai sprijinit-o cu puterea Ta, cu brațul Tău, Doamne, i-ai dat tărie duhovnicească, emoțională, sufletească, fizică, Doamne, ai înzestrat-o cu abilități, Doamne, ca să poată să păși înainte, Doamne, să nu dea înapoi, Doamne, ai încurajat-o și ai îmbărbătat-o, Doamne, ai sprijinit-o cu brațul Tău, Doamne, și în această zi este aici împreună cu noi și alături de Cristi, Doamne, ca o mamă binecuvântată de Tine și protejată de Tine. Doamne, îți mulțumim pentru tot efortul, sacrificiul pe care l-a făcut de-a lungul anilor și te rog, Doamne, Tu să o răsplătești, Doamne, chiar aici pe pământ să o răsplătești, Doamne, să se bucure de Cristi, să se bucure de Jenny, Doamne, și de toți ceilalți copii și nepoți, să vadă pe toți căsătoriți, să vadă copiii copiilor, copiilor ei, Doamne, și astfel să o păstrezi în harul Tău, cu sănătate și cu putere, și numele Tău să fie mai departe peste sora Victorița, Tată. Îți mulțumim, Tată din ceruri, și pentru sora Genova, Doamne, că Tu ai sprijinit-o și ai vegheat peste ființa ei și în încercările vieții, în durerile vieți, în problemele vieții, Doamne, Tu ai sprijinit-o și ai ocrotit-o, Doamne, și astăzi își vede unica ei fiică, unicul ei copil, Doamne, în casa de rugăciune, încheind acest legământ de căsătorie, Doamne, răsplătește și ei, Doamne, tot efortul și jertfirea, Doamne, care a dus-o de-a lungul anilor, o, Doamne, să se bucure, Doamne, de Jenny și de Cristi, Doamne, și astfel să fie mângâiată și ea, Doamne, Tată Ceresc, prin acest act al căsătoriei și bucuria prezenței Tale să o însoțească, Doamne, în continuare și numele Tău să fie peste dânsa, Tată. Tată din ceruri, mă întorc acum, Doamne, spre Tine și te rog să binecuvintezi pe Cristi, Doamne, ca soț, din punct de vedere spiritual, emoțional, intelectual, fizic, Doamne, dă-i abilitățile necesare, Doamne, de care are nevoie și sprijinește-l prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să fie un adevărat preot în casa lui, un adevărat lider spiritual, Doamne, care să fie în rugăciune înaintea Ta, în meditație, Doamne, înaintea Ta, să conducă familia după voia Ta prin Duhul Tău cel Sfânt, Tată, binecuvânte munca și activitatea lui și astfel, Doamne, niciodată să nu ducă lipsă, Tată, din ceruri, ci întotdeauna să aibă din belșug și din binecuvântarea Ta să fie o binecuvântare, Doamne, numele Tău să fie peste el și să-l sprijinești prin Duhul Tău cel Sfânt, Tată.
binecuvânt-o de asemenea pe Jenny, Doamne, în calitate de soție, Doamne, Tată, ceresc Duhul ei, sufletul ei, trupul ei, Doamne, să-L binecuvintez-o, Doamne, Tată scump din ceruri și numele Tău să fie peste ființa ei, să fie o femeie vlavioasă, Doamne, o soție credincioasă, Doamne, o bună gospodină, Doamne, și când Tu vei rândui să-i binecuvintezi cu copii, Doamne, să fie o mamă sănătoasă, Tată din ceruri, și binecuvânte cu copii sănătoși care să fie, Doamne, o răsplată de la Tine, Doamne, și astfel ei să se bucure, Doamne, de copiii pe care Tu le vei da, Tată din ceruri, și astfel numele Tău să fie peste ei, Doamnul nostru, și prezența Ta să-i însoțească în toate zilele vieților, fața Ta să-i lumineze și pacea Ta care întrece orice pricepere să stăpânească mintea și inima lor. Binecuvântă întreaga audiența, Doamne, unchi, mătuși, verișori, verișoare, Doamne, prieteni, toți cei care sunt prezenți sau care ne urmăresc, o Doamne, online, dacă sunt în nevoie înaintea Ta, Doamne, împlinește-le Tu, Doamne, și dacă sunt familii, Doamne, care sunt descurajate, Doamne, sau în diferite stări, Doamne, intervin-o în dreptul lor, Doamne, Tată, și unde e nevoie de pocăință, dă pocăință, unde e nevoie de iubire, Doamne, dăruiește iubire, Doamne, pace, înțelegere și armonie, Tată, și să nu fie nicio lipsă în poporul Tău. În numele Domnului Iisus ne rugăm, Tată, și încredințăm pe brațele Tale, sub protecția și călăuzirea Ta, fii slăvit în veci. Amin. Doamne Tată, care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim în momentele acestea, Doamne, și plecați aici, în Biserica Hozena, pe genunchi se găsește Cristi și Jenny. Doamne, într-o zi așa de frumoasă și importantă în viața lor, într-o zi, Doamne, când mersul vieții lor se schimbă și de astăzi încolo pornesc împreună, Doamne, nu vrem fără Tine, Doamne, drumul acesta, ci vrem, Doamne, să cerem binecuvântarea Ta și îndurarea Ta peste ei, Doamne, pentru restul vieții lor. Îți mulțumim pentru ei, Doamne, pentru tinerețea lor care și-au petrecut-o lângă Tine, Doamne. Îți mulțumim că astăzi încheie legământ de căsătorie în casa Ta, Doamne. Îți mulțumesc pentru Cristi, Doamne, că Tu l-ai păzit aici, în Detroit, Doamne, departe de mama lui. Doamne, ai purtat de grijă, Doamne, și a găsit un job. Îți mulțumim că Tu ești acel care porți de grijă orfanului și văduvei. Îți mulțumim pentru Jenny, Doamne. Îți mulțumim pentru aceștia doi care Tu ai hotărât ca să fie împreună, Doamne Iisuse. Astăzi încheie acest legământ și și-au dat cuvântul lor de dragoste, de iubire, că sunt un dar de la Tine unul pentru altul. Doamne, Te rog frumos, fă să se întâmple aceasta în viața lor, Doamne, să fie un dar de la Tine unul pentru altul și să se prețuiască, Doamne, în felul acesta, Doamne. Binecuvintează pe Cristi cu înțelepciune, cu putere, Doamne. Binecuvintează-o pe Jenny, Doamne, în ascultare, în iubire. Orice decizie care o fac, Doamne, ajută-le să o ia împreună, Doamne. Ajută-i să împlinească cuvântul Tău care l-am citit, Doamne, să se îmbrace mai presus de toate cu dragostea care va acoperi orice lucru, orice slăbiciune care va putea să apară în viața noastră. Doamne, dă-le putere să trăiască dragostea, Doamne, și să fie credincioși Ție pentru restul vieții lor, Doamne. Dă-le putere în continuare să Te urmeze pe Tine, Doamne, și fă-i de folos pentru lucrarea Ta, în adunare, pentru cei din jurul lor, Doamne, oriunde vor fi, la muncă. Dă-le putere să fie un exemplu, Doamne. Îți mulțumim pentru familia Cimuca, Doamne. Binecuvintează pe frații, pe surorile lui Cristi care n-au venit astăzi aici, Doamne, și ne-au urmărit. Păzește-i și binecuvintează unde se găsesc, Doamne. Binecuvintează familia întreagă Melinte, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru familiile aceștia care au crescut acești copii, Doamne, și astăzi noi încredințăm în mâna Ta. Doamne, binecuvintează locul unde vor locui, pâinea care vor împărți-o, Doamne, toate, Doamne, ce vor face să fie făcute în supunere, în ascultare și în dragoste. Îți mulțumim pentru ei, Doamne, și Te rog
să rămâi cu ei pentru restul vieții lor. Amin. Acum now you may face the congregation and let me introduce to you the new couple, the new family, Genevieve, Melania and Christy Cimuca. You may congratulate them. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite, la mulți ani să trăiți. One more time. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Să trăiți. Noi am cântat la mulți ani și credem că va fi așa, dar ei mai trebuie să și semneze ceva. Așa că, nu știu, dacă o rugăciune acum și pe urmă semnează sau semnează acum și după aceea ne rugăm. Cum vreți. Dacă toți suntem pe picioare, aș dori să invit aici pe fratele Relu Cimuca, care să aducă o rugăciune de mulțumire pentru tot ce Domnul ne-a dăruit astăzi aici. Și apoi vom face și ceea ce v-ați spus, frate Zim. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, venim înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru o zi atât de binecuvântată, o zi atât de plină de bucurie, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru atmosfera aceasta, Doamne Iisuse, plină de prezența Ta care am simțit-o fiecare. Îți mulțumim, o Doamne Iisuse, pentru binecuvântările care au fost proclamate în dimineața aceasta, Doamne Iisuse, prin cântare, prin poezie, Doamne Iisuse, prin instrumente, prin rugăciune, o Doamne Iisuse, prin cuvântul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, o Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai sfătuit în dimineața aceasta ca să Te avem pe Tine în centrul vieții noastre, în centrul familiei noastre. Îți mulțumim că ne-ai sfătuit pe fiecare, Doamne, mai ales pe Chris și pe Jenny, ca să se lupte pentru o relație sănătoasă, o Doamne Iisuse, și pentru ca toți, Doamne Iisuse, să ne uităm sus spre Tine în tot timpul, Doamne. Îți mulțumim pentru dimineața aceasta, pentru toți care sunt în persoană aici, pentru toți care ne urmărește de la distanță, Doamne. Ne rugăm și cerem ca binecuvântarea Ta să vină peste toți. Mulțumim, Doamne Iisuse, și pentru pătărșia care s-a pregătit și se pregătește pentru noi mai târziu, Doamne. Da, să fii cu noi, să fii cu Cristi și cu Jenny toată viața lor. Amin. Amin. Cristi și Jenny, you may be seated. Doar una dintre copii, să le semnați conform Cristi primul. Aici, legii statului Michigan, the marriage license. Jenny. Okay. Now you since sign it, now you are husband and wife. And also they are offering the ring, and that is the metal so precious, you keep your marriage precious. And that is a round, you keep it round, around, around. Ok, frate Aurel. Dragii mei, am ajuns la încheiere în această frumoasă zi. Vă felicităm în numele Domnului Cristi, Domnul să te binecuvinteze. Jenny, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să vă păzească și să vă însoțească pe drumul vieții voastre. Dragii mei, o să facem loc să iasă Miri, să iasă familia. Noi stăm jos până ce Miri vor merge pe hol și se vor așeza aici în direcția asta ca să nu mai înconjurăm toți și vom ieși în direcția aceasta, vom da mâna cu ei și vom continua să mergem mai departe la sala de mese unde este partea a doua a acestei sărbători. Domnul să vă binecuvinteze, mergeți cu Domnul Iisus Hristos!